Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie! Astăzi discutăm despre grupa munților Bucegi. Aceasta se află în estul Carpaților meridional, la contactul cu subcarpații Curburii spre sud, Carpații oriental spre est și nord, respectiv grupa munților Făgăraș spre vest. Putem stabili ca limite Valea Dâmboviței spre vest și Valea Prahovei spre est. Munții din această grupă sunt formați din conglomerate și calcare, având orientare nord-sud de-a lungul meridianelor. Înălțimile sunt de peste 2000 de metri, ajungând la 2505 metri în vârful omului din munții Bucegi. Sunt fragmentați de văi și depresiuni. Aspectul de masivitate se remarcă în principal la masivele Bucegi și Leuta, care par să fie sudate între ele. Cel mai mare culoar depresional din această zonă este culoarul Rucăr-Branc, care este o poartă de intrare spre depresiunea Brașovului dinspre Câmpul Lung, dinspre zona de sud a țării. Prezintă forme de relief deosebite. Pe conglomerate și gresii, Sfinxul și Babele, relief karstic, cum ar fi cheile Tătarului, cheile Zănoagei, cheile Dâmbovicioarei, Peștera Dâmbovicioara, Peștera Ialomiței, dar și Peștera Liliecilor. Munții sunt acoperiți de păduri de stejar, fag și conifere, iar la înălțimi de peste 1800 de metri se află zona alpină cu paje și pășuni. Vă propun, dragilor, acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Folosind o hartă, un atlas, manualul sau alte surse, identificați 4 stațiuni turistice aflate pe Valea Prahovei, 4 obiective turistice antropice din grupa munților Bucegi și să-mi spuneți și de ce sunt importante obiectivele turistice naturale și antropice. Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii acestui video. Atât pentru astăzi, dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați la canalele de YouTube EduCred Gimnaziu și Lecții Geografie Geography Classes pentru a avea acces la cele mai noi resurse educaționale deschise. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!